Mulțumim mult, Cristian. Dacă toți suntem și în seara lui Cristian, m-a gândit și ideea a venit de la Iulia. Simțeam în mod efectiv
o artistă curată, înfrășurată și limodată, fie legată cu o sobricică în gând, în jurul gândului, fie chiar îmbuzunat pentru a fi la îndemână în momentele critice. În timpul percheziților, nu ascultăm, aveam credința că ea se apără singură și mai plăștire. Așa se întâmpla. Când îmi venea rând să fiu percheziționat, eram dezbrăcat și la pielea goală. Hainele și negerirea, batistele, prosoapele și orice îi mai aparține erau pipăite la toate închieturile și cusăturile și aproape întotdeauna tăiate și descusute. Organismul era cercetat și în gură și sub limbă și în urechi și sub unghii și unde trebuia și unde nu trebuia pentru a găsi ceva convințător care să atragă pe noastră. După ce inițialul îmi spunea să îmi iau boafele, m-am plecat să le ridic și găseam Batista cu Sfânta Părtășanie deasupra lor. Fie printre ele, neatinsă, nedezdecată, necălcată în picioare, așa cum avea obicei să facă cu orice găseau asupra acelui percheziționat. O singură dată m-a întrebat așa un inițiat. Ce ai în Batista? Sfânta Părtășanie, mi-am spus, fără să mă întreb. Iar dacă ai fost trebuie la mine. Mai bine 15 ani am purtat la mine minunea lui Dumnezeu, minunea minunilor lui, trupul și sângele Fiului Său, mâinile mele păcătoase de om pământean. Și am ieșit cu această minune afară. Schimbându-se condițiile de viață, nu știam ce să fac cu ea. Am întrebat un preot, dar nu am fost mulțumit cu răspunsul pe care mi l-a dat. După ce m-am căsătorit, am dat o grijă a soției să o păstreze într-un loc ferit, până voi afla răspunsul cel bun, adăugându-i, în caz că voi fi realizat, primul lucru pe care mi-l dai va fi această Sfântă Părtășanie. Au trecut 27 de ani, până în 1992, din când în când m-a întrebat pe un preot cum să procedeze, simțindu-și sfârșitul înainte de a se pregăti și împărtăși soția la rugare. Ce ai gândit să faci cu Sfânta Părtășanie din Batista în Cina? Se află și puterea cu cutiul să te rog să rezolvi cu ea. O săptămână înaintea forței soției mele am avut un vis. Mă aflam în rugăciune și rugam pe Maica Domnului să poarte de grijă de sufletul, să poarte de grijă de sufletul soției mele, aflată în suferință și să facă parte din mila Fiului Său. Maica Domnului, cu acoperântul ei împărătesc și cu tindă lumină dulce, blândă la chem, dar foarte ziroasă, mi-a spus. O voi lua în grijă mea. Nu acum, ci puțin mai târziu. M-am trezit și nu știam cum să înțeleg cuvintele. Nu i-am spus soție visul, dar am întrebat-o dacă se simte mai bine, dacă n-ar vrea să se spovedească și să se împărtășească, deși se împărtășise nu cu un timp în urmă de sătăvărie. Voia să fie împreună la tătătul în atenție asupra Sfintei Împărtășani și un an din Vizual. După ce preotul a oficiat Sfântul de Tatăl, mi-a zis foarte liniștit. Te rog să repari colțul tălbat la cutremur în camera dinspre stradă, unde au fost depuși mama și tata pentru privire. Acolo sunt lui și pe mine. Am reparat și pe lui. A venit să vadă. Va veni lumea la privire și nu vrea să aibă femeie de privire de vârf. Apoi a trecut. După amiază a respirat cu creu și am întrebat dacă nu vrea să meargă la spital. A dat din cap, uitându-se cu compătimire, ca și cum eu eram cel care se trebuie. Am telefonat la noi și Tatiana a venit cu deputul Bogdan, mașina a dus-o la spitalul județean, înainte de a se urca în mașină și a luat un azbut de la toate vecinile. Nu ne mai vedea frici. Era seara de zilei de 30 septembrie 1922. Au adus-o la toată zi seara în Sibiu, pe bagajul mașinii, era 1 octombrie 1922, sărbătoarea Cuvântului Maicii Domnului. Deci s-a confirmat visul, nu? A Cuvântului Maicii Domnului. Și atunci am înțeles răspunsul pe care mi l-a dat în vis Maicii Domnului și am mulțumit pentru purtarea de grijă promisă cu săptămâna lor. Răspunde Răspătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi pe păcuși. După moartea soției, am plecat la Constanța să văd pe fratele meu de suferință, Marina Edin, și pe părintele Arseniei Pantaciu, care i-a mărturisit taina despre Sfânta Împărtășanie. Dânsul mi-a spus să o dau unui preot care să o consume după ce a consumat din Sfântul Potrivit. Împărtășanie a slujit la Sfânta Liturghie, fără o pune în Sfântul Potrivit, deci, și întorcându-mă acasă, am plecat pe părintele Ilie Țintă, care a făcut așa cum a anunțat
Sfânta Mărturisire m-a salvat și de mine, și pe cei aflați în Domnul cu mine din toate încercările prin care am trecut, apărându-se singură de orice profanare timp de peste 15 ani în temniță, asigurându-mă la nivelul simțurilor materiale și al judecății cei din mai sinte de Dumnezeu de ei. Ca și tot la convingându-mă cu ochii trupești și lumele pământești, să zicem și noi, Domnul meu și Dumnezeu meu. Fie iată o minunată mărturie de seara. Și acum, ca să chem seara, bine ai venit, dar... Bine, 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 bine. Dar